27. Da? Și probabil că ați citit de multe ori. Dacă tu, zice Israele, vei ține legea aceasta, Dumnezeu te va binecuvânta, coșnița ta va fi plină, roadele câmpului tău vor fi împășugate și restile tale vor fi numeroase. Toți vrăjmașii tăi te vor supune. Cerul își va da ploaia și pământul va rodi. Pomii vor rodi. Vei avea binecuvântare în casa ta. Familia ta va fi numeroasă, va fi sănătoasă și mai departe. Binecuvântările avramice. Binecuvântările celor care aveau să țină legea. Și vedeți, legea a fost dată pentru ca Dumnezeu să-și facă cunoscută relația ta cu oamenii și voia ta, și a fost dată în iudaism, iudaism care a încheiat odată cu Hristos. Mântuirea și relația cu Dumnezeu prin ținerea acestor legi s-a oprit la, la Hristos. Pentru că de acolo Dumnezeu a spus ceva mult mai bun, mult mai înalt. Relația cu Dumnezeu nu prin niște legi, ci printr-o persoană și mântuirea dată prin jertfa ta și primită prin credință și prin har. Acum, aceste binecuvântări mozaice, frașilor, sunt atât de căutate de biserica de astăzi, atât de căutate de societatea de astăzi. Societatea se uită și lumea îi prețuiește pe temeni după aceste, dacă au aceste lucruri. Și dacă oamenii au bani, au de spus, banii vorbesc, zicea cineva. Dacă oamenii au talente, au putere, au sănătate, au prioritate. Și de multe ori biserica este sedusă, este vrăjită de cântecul acesta de binecuvântările mozaice. Și cumva dacă vine un discurs și cineva să le spună, faceți asta, că voi trebuie să fiți cap și nu coadă, sus și nu jos, totdeauna să dați cu împrumut și să nu luați din împrumut, sănătos și nu bolnavi, revendicați-vă aceste binecuvântări, sunt ale voastre. Dar nu ne spune că Hristos a zis că n-are unde să-și plece capul. Cum o fi fost asta? Că Apostol Pavel zice, știu, sunt, am învățat să trăiesc și în lipsă și în belșug. Și mai mult Hristos zice, căutați să vă strângeți comori. Ce? Cum o fi? Este total neatractiv un discurs care vorbește de binecuvântări cerești și nu pământești. În momentul în care vorbești de binecuvântări pământești, toată lumea e polarizată. Pentru că toți vor binecuvântări pământești, vor binecuvântările mozaice. Și evreii li se spunea, voi dacă țineți legea și o împliniți, aveți aceste binecuvântări și nu putem să spunem că n-au fost oameni care n-au ținut-o. E adevărat că perfect și toată viața n-a ținut-o nimeni. Dar gândiți-vă ce spunea Apostol Pavel. În ce privește legea, fără neprihănire, nu? Am ținut-o. Desde Aharia și de Elisaveta. Țineau fără pată legile Domnului și mai departe. Și alți sfinți din Vechiul Testament. Dar pe ansamblu poporului Dumnezeu n-a ținut legea și n-a avut parte de aceste binecuvântări. Acum, aceste binecuvântări au fost date și au fost promise în iudaism și la Hristos zice că legea și prorocii au ținut până la Ioan. Ioan a fost cel care a deschis ușa premergătorului Hristos. Și de atunci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Adică este deschisă tuturor. Binecuvântările avramice au vizat sămânța lui Avram. Și textul nostru continuă, adică Hristos, spune Apostol Pavel în Galateni. Zice la versul 16, acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și semințele lui, nu zice și semințele ca și cum ar fi vorba mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Avram, adică Hristos. Și la 14, binecuvântarea deschisă lui Avram să vină peste neamuri în Hristos, așa ca prin credință noi să primim Duhul Făgăduit. Vedeți? Primirea Duhului Făgăduit este arătată aici fără echivoc ca și culmea binecuvântărilor pământești pe care poate să primească un om pe pământul acesta binecuvântările avramice în Hristos. Acum, aceste binecuvântări avramice au fost primite prin credință. Avram
chemarea lui Avram, a fost chemat din Ur, el a venit în Canaan și apoi Dumnezeu a zis, te voi binecuvânta și îți voi face frunza ca stele cerului și tipul mării și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și pentru că Avram l-a crezut pe Dumnezeu, asta a fost o vădită neprihănire. De altfel, tot prin credință în cuvântul lui Dumnezeu, care ne aduce pe Hristos Salvatorul nostru, ca cel care ne răscumpără de mânia viitoare, noi suntem socotiți, neprihăniți și această credință a lui Avram, dragii mei, a fost una fermă, a fost una care a ascultat prompt și a fost una care a așteptat cu răbdare. Este adevărat că la un moment dat Avram a cedat inițiativei soției sale. Răbdarea lui a fost un pic mai subțire la un moment dat. Răbdarea lui parcă s-a oprit și a intervenit inițiativa omenească. Ce să așteptăm atâta? Hai să rezolvăm prin Agar și dacă cumva murim, avem și noi un urmaș. Ceea ce a dus și aduce într-un munte lacrimi. Râuri de lacrimi în lumea aceasta. Inițiativa aceea nerăbdării. Până la urmă, au primit promisiunea. Așa că această credință a lui Avram a fost una care a ascultat și a acționat și, iată, a primit. Și o asemenea credință vrea Dumnezeu să avem și noi. Aceste binecuvântări în Hristos, prin credință, ne sunt date tuturor celor care cred că Dumnezeu, ceea ce promite și ține și ele, nu mai vizează un popor etnic, cum a fost binecuvântarea Mozaic, ci binecuvântează un popor multi-etnic. Adică credincioși din toată lumea care formează un popor numit biserica, nu națiunea. Și aceste binecuvântări au fondul lor, nu pământul, ci veșnicia. Sunt binecuvântări duhovnicești și sufletești, nu sunt binecuvântări materiale. Dacă vrei în continuare bani, sănătate, fericire, este legitimă dorința ta. Dar Dumnezeu spune, lucrurile astea sunt în planul 2. Dar, Doamne, dar sunt și eu om, ca și Moise și cei de acolo. Și eu am nevoie de lucrurile acestea. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi cerul și Tata se va ocupa și de pământ. Și se va ocupa și de chimia trupului tău. Și de planurile tale și de nevoile tale. Pentru că în Hristos Dumnezeu ne dă veșnicia. De aici, aceasta este marele val pe care l-a arătat El. Ne dă veșnicia, binecuvântările mozaice, binecuvântările pământești au de-a face cu aici și acum vremelnicia trecătoare. Și așa de repede se duce om, cât el de grozav de tare, de înțeles, de bogat, se duce și ne uităm în jurul nostru. Binecuvântările avramice prin credință de care vă spuneam. Sunt binecuvântările eterne, binecuvântările duhovnicești. Frașii tuturor, mă rog ca Duhul Sfânt să ne pună dorul după El. Amin. Mă rog să ne dăruiască Dumnezeu harul să credem cu toată inima în Cuvântul Său și să le dorim. Care sunt aceste binecuvântări duhovnicești? Care sunt aceste binecuvântări în Hristos? Care Dumnezeu ne dă lumii întregi? Binecuvântarea mântuirii. Mântuire care înseamnă cel puțin trei lucruri. Unu, eliberare de consecințele păcatului. Ștergerea datoriei păcatului. Și a doua, regenerare prin Duhul Sfânt. Natura nouă din Dumnezeu pusă în noi, virtutea căreia putem dori și simțim nevoia să facem ceea ce îi place Tatălui și să fim în acord cu ființa sa. Dacă noi nu este această naștere din nou, noi ne plictisim cu Dumnezeu și spunem, Doamne, nu ne mai place, ne-am plictisit. De ce? Pentru că atunci când oamenii nu au natura aceasta, ei nu au viață și nu au resurse și nu au poftă de mâncarea Cuvântului Sfânt și nu vor să stea de vorbă cu Tata iubitor în rugăciune și nu simt inconfortul și stresul pe care îl au atunci când au văzut în păcat și din potrivă. E o normalitate. Dragii mei, pe lângă iertarea și scăparea poate și de păcate, este această natură nouă, regenerare, nașterea din nou prin Duhul Sfânt și, ei bine, al treilea pe care trebuie să-l ține în minte
a treia componentă care este în această mântuire, la pachetul celelalte două, este în fiere. Dumnezeu ne-a făcut fii. Putea să ne dea statut de înger, putea să ne dea un alt statut de locuitori a cerului, dar Dumnezeu ne-a făcut fii și ca fii suntem moșteritori și ca fii suntem alături de Hristos, frate Săi și mireasa Sa. Și noi nu știm cum va fi toate lucrurile acestea, dar ne spune că suntem fii. Mântuire înseamnă scăpare de păcat, regenerare și înfiere. Asta este binecuvântarea cea mai mare în Hristos și prima. Doamne, dă Tu binecuvântarea asta celor care nu o au. Poate sunt aici în casa Ta. Cu siguranță sunt în neamul nostru. Doamne, ajută-ne să iubim, să căutăm și să-i ducem pe oameni la ea mai bine și mai presus de toate. Amin? Duhul lui Dumnezeu este a Tua sau o altă binecuvântare. Dacă Dumnezeu ne făcea toate această lucrare a Mântuirii, dar ne lăsa singuri, vă dați seama cum era viața noastră. Ca prin credință să primim Duhul Făgăduit, spune aici. Duhul lui Dumnezeu este asistentul nostru personal. Cel care ne împuternicește, cel care ne luminează, cel care ne povățuiește, cel care ne dă darul, cel care produce în noi caracterul lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu vrea să ne facă asemenea cu Fiul preamărit al Tatălui Ceresc. Prezența aceasta a Duhului Sfânt ca asistent personal, atenție, nu de slugoi. Duhul Sfânt nu este un slugoi, ci este Dumnezeu căruia noi trebuie să ne închinăm și să spunem, Doamne, facă-te voia Ta, te ascult, te urmez, te onorez în viața mea. Această binecuvântată prezență divină. Frați și surori, inima noastră să dorească în fiecare zi, să căutăm în fiecare zi, că El ne duce la apă de odihnă și la bucurii veșnice. De asemenea, o altă binecuvântare este harul conlucrării cu Dumnezeu la salvarea